Consiliul Județean Gorj a împărțit banii din cotele defalcate din TVA și din impozitul pe venit. Mai multe primării din județ au primit 0 lei. De asemenea, de același tratament au beneficiat și cele două municipii, Târgu Jiu și Motru. Marcel Romanescu, edilul municipiului Târgu Jiu, spune că banii au fost împărțiți pe criterii politice. Primul proiect, hotărâre privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj, ce se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă a estimărilor pentru anii 2021, 2022 și 2023 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumurile județene și comunale pe anul 2020 estimă. Astfel, suma avută la dispoziția Consiliului Județean a fost de peste 43.500.000 de lei, respectiv 27.316.000 pentru echilibrarea bugetelor și 16.250.000 de lei pentru drumuri. Conducerea Consiliului Județean Gorj este acuzată că a împărțit din nou în mod preferențial banii către primăriile din județ. Nu mi se pare corect, nu mi se pare fair play din partea reprezentanților PSD ca să nu fiu chemat. Că îmi dădeau 0 lei pentru târgujeni sau că îmi dădeau ceva sume, dar corect era ca toată această procedură să se desfășoare în mod transparent. Se vede că astăzi repartiția s-a făcut doar pe criteriu politic. A fost singurul criteriu care a stat la baza împărțirii banului public aici. Și primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, spune că este al treilea an în care municipiul Motru nu primește niciun leu. Nu e prima oară, e al treilea an consecutiv în care municipiul Motru primește 0 lei de la Consiliul Județean privind repartizarea cotelor pentru echilibrarea bugetelor locale. Se confirmă încă o dată faptul că PSD își dorește să recâștige municipiul Motru. Nici o localitate condusă de primari PNL nu a primit nici măcar un leu la împărțirea sumelor din cote defalcate din TVA și din impozitul pe venit.